Prea iubiților, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la Epistola Apostolului Pavel către Tit, pagina 1173, Tit, capitolul 2, și vom citi de la versetul 11 la versetul 14. Patru versete din Tit, capitolul 2. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marului nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un orod care să fie a Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Reașezați-vă. În seara aceasta, în mod deosebit, în bisericile noastre se citește textul din Luca, capitolul 24, textul care vorbește despre cei doi în drum spre Emaus, pentru că se potrivește cu evenimentul învierii Domnului și cu calendarul acestei sărbători. Și vreau să fac referire puțin la textul de Luca 24. Timpul în care s-au întâlnit cei doi cu Domnul, zice aici în Luca 24 că în acel timp au avut loc trei deschideri. Prima dată, zice versetul 32, au zis unul către altul: nu ne ardea inima noi când ne vorbea pe drum și ne deschidea scripturile? Prima dată când s-a întâlnit Domnul cu ucenicii, le deschidea scripturile. Le-am deschis și noi în seara aceasta și dorim ca Domnul să le deschidă împreună cu noi și să ne le tâlcuiască, așa cum a făcut cu cei doi. Dar zice Biblia că, tot aici, în versetul 31, că deși le deschidea scripturile, ei nu pricepeau despre ce le vorbea Domnul. Deși le se părea foarte interesant și au insistat să rămână cu ei, să intre în casă, să servească cu ei la masă, să ia cina împreună, atunci zice Biblia că la cină, când Domnul a luat pâinea și a frânt-o, li s-au deschis ochii. Dar ce, până atunci au mers cu ochii închiși? Nu i-aveau deschiși? Noi mai avem o pereche de ochi afară de ăștia. Se ruga psalmistul în psalmul 119: Doamne, deschide-mi ochii să văd lucrurile minunate ale legii tale. Dar nu le citești, Ezra, că el se pare a fi autorul psalmului, n-ai ochi? Nu trebuie să ți deschidă Domnul? Nu poți să-i deschizi tu? Ba, eu i-am deschis pe ăștia și citesc, dar sunt ceilalți ochi pe care îl rog pe Domnul să mi deschidă. Spune apostolul Pavel în Corinteni, în 2 Corinteni, în capitolul 4, dacă nu greșesc, deschid la 2 Corinteni 4, versetul 3 și 4. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă, strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Iată că sunt niște ochi pe care diavolul îi poate orbi, dar pe care ne rugăm în această seară să avem parte de experiența ucenicilor de Luca, să ne deschidă Domnul, să putem vedea. M-aș ruga ca în această seară Domnul să ne deschidă acei ochi, încă să nu vedem predicatorul în primul rând, să nu vedem atmosfera de jurul nostru, ci să vedem ce vrea să ne vorbească Domnul. Și tot aici, în Luca 24, apare în versetul 45, a treia deschidere, zice, atunci le-a deschis mintea ca să înțeleagă scripturile. Știți că a mai fost o deschidere de minte în istorie? Adam și Eva, când au mâncat din frunt, li s-au deschis ochii și zice Biblia că ei, când au văzut fructul respectiv, au zis că e de dorit ca să deschidă cuiva mintea. Și diavolul le-a deschis mintea.
Numai deschiderea aceea a însemnat o închidere a întregii omeniri sub păcat și sub pedeapsă. Deschiderea aceasta din Luca a însemnat o mare bucurie și speranță. Zice Biblia că ucenicii aceștia au pornit în grabă, măcar că erau obosiți, era târziu, fuga la Ierusalim, să mergem să le spunem celorlalți ucenici că Domnul a înviat. Mă rog ca Domnul să ne deschidă mintea, adică dincolo de ceea ce se va predica, Duhul Sfânt să vorbească minții fiecăruia dintre noi, lucruri de care noi avem nevoie și ce trebuie să facem. De aceea vreau să vorbesc în această seară despre acest eveniment cel mai important din istoria omenirii, ori de câte ori vorbim despre, și au vorbit apostolii despre Domnul Iisus Hristos, n-au despărțit niciodată învierea de moarte și moartea de înviere. Ele au fost evenimente separate, dar întotdeauna apostolii le-au luat împreună. Moartea fără înviere n-a fi avut valoare. Învierea nu era posibilă fără moarte. Ele sunt un singur eveniment. Moartea și învierea Domnului sunt Evanghelia mântuirii noastre, după cum spune apostolul Pavel. De aceea vreau să vorbesc în această seară despre crucea Domnului, despre mântuirea noastră, despre realizările jertfei lui Iisus Hristos. Asta pentru că dintre toate lucrurile pe care le-am putea discuta, nu cred că există ceva mai valoros, mai plin de substanță, de sens, decât crucea lui Iisus Hristos. Spune în Efeseni apostolul Pavel că lui Dumnezeu, atenție, lui Dumnezeu, îi vor trebui veacuri întregi ca să ne descopere bogăția harului care era ascuns în jertfa lui Hristos. Uitați ce spune în 2, Efeseni 2 cu 6 și 7. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos Iisus. Veacuri întregi în care Dumnezeu ne va descoperi bogățiile de har ascunse în jertfa lui Hristos. Și atunci gândiți-vă ce subiect din lumea aceasta ar putea fi atât de bogat încât să nu se consume în mii și mii de ani de discuție. Mă duc aminte de un predicator din Statele Unite care a fost invitat să predice la o biserică liberală. Liberal în sensul teologic al cuvântului, adică a celor care nu cred în minuni. Au fost un astfel de curent în istoria creștinismului, mai ales în secolul trecut. El este spre moarte, nu mai sunt decât foarte puțin susținători acestui curent, care nu cred în nașterea din Fecioara lui Iisus, nu cred în învierea lui Iisus Hristos din morți și iau doar învățăturile morale. Ei se adună, predică din Biblie, dar vorbesc doar despre învățăturile morale ale lui Dumnezeu. În fine, predicatul respectiv, fiind un evanghelic înfocat, a fost chemat să predice după multă insistență a unui membru și s-a oferit vreo 40-50 de minute, nu mai țin minte exact, cât să vorbească în biserica respectivă. Omul, știind în ce biserică urmează să vorbească, a încercat să structureze un mesaj care să capteze atenția, cu întâmplări, cu glume, ca să facă oamenii să râdă, să se simtă bine. S-a terminat toată slujirea lui, el a crezut că, da, a luat o notă bună, oamenii l-au felicitat la sfârșit. Cel care l-a invitat însă l-a chemat la masă și fratele nostru a observat că parcă e foarte trist. Și a întrebat, spune-mi, nu s-a plăcut ceva? Nu a ieșit bine predica? Cum a fost? Care fratele respectiv i-a zis, Bruce, de 4 ani de zile mă rog cu soția pentru biserica aceasta ca odată măcar să accepte ca în biserica aceasta să predice un evanghelist. Și după multe rugăciuni și post și insistență la conducerea bisericii, au acceptat ca tu să poți veni să predici. Ți s-au oferit 50 de minute în care să-L provodești pe Hristos. 50 de minute în care nici măcar o dată n-ai pomenit de jertfa lui Iisus. Ți-ai bătut joc de ocazia pe care ți-a dat-o Dumnezeu să răscumpere din mijlocul acestei biserici oameni pentru El. Spunea fratele respectiv, niciodată nu s-a simțit atât de mustrat, nu atât de vorbele fratelui, cât de adevărul acelor cuvinte. Spunea, de atunci, nu mi se întâmplă vreodată să mai mă ridic la amvon să predic fără să-mi propun să vorbesc ceva despre jertfa lui Hristos. Noi provodim, zice apostolul Pavel, pe Hristos cel răstignit. Asta este adunarea.
Vestim moartea Domnului. Când ne adunăm și luăm cina, vestim moartea Domnului. Când ne botezăm, mărturisim moartea Domnului. Prin viața noastră, zicea Apostolul Pavel, purtăm în trupul nostru omorârea Domnului. Umblăm prin lume ca niște răstigniți, ca oameni să-și dea seama că Domnul a murit. În această seară vreau să vorbesc despre moartea Domnului, despre jertfa lui Hristos și despre realizările crucii lui Hristos. Am să le așez nu neapărat în ordinea importanței, nu asta contează. În modul să mi-am propus să vorbesc despre patru lucruri pe care le-a realizat Iisus Hristos prin jertfa Lui. Primul lucru despre care vreau să amintesc în această seară se găsește în Galateni, capitolul 4, versetul 31. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii slobode, făcând referire la Avram, care avea pe Sara și pe Agar o soție roabă și una liberă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Sau, spune Domnul Iisus Hristos în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, citesc de la versetul 34. Adevărat, adevărat vă spun, le-a zis, răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci, dacă fiul vă va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Primul lucru de care vreau să ne amintim în această seară, când ne gândim la Golgota, la evenimentele despre care s-au vorbit în zilele acestea, e că Iisus Hristos ne-a eliberat. Eram cu toții ca niște robi prinsi în lanțuri, nu în lanțuri fizice, ci în lanțurile păcatului, în poverile sufletești, și Hristos a rostit iertare pentru noi. A rupt povara păcatelor care ne apăsau. Știți că omul nu poate trăi sub vinovăție. Omul are nevoie de iertare. Și Domnul Iisus Hristos tocmai asta a venit să ne dea. Vă iert, a zis Domnul. Uitați ce zice în epistola Apostolului Pavel către Romani, în capitolul 5, versetul 18. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o osândă care a lovit pe toți oamenii, e vorba de greșeala lui Adam și a lui Eva. Știți că datorită neascultării lui Adam și a lui Eva, toți oamenii au intrat sub pedeapsa lui Dumnezeu. Nu mai avem acces la pomul vieții, murim, tot necazul și toate suferințele care au venit prin neascultarea lui Adam și a lui Eva au lovit pe toți oamenii. Tot așa, zice apostolul, printr-o singură hotărâre de iertare a venit pentru toți oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viața. Ce a realizat Iisus Hristos prin jertfa Lui? A determinat în cerul la Dumnezeu o hotărâre de iertare. Dumnezeu a decretat, iert. A dat iertare întregii omeniri. Așa cum păcatul lui Adam a reușit să atragă sub pedeapsa lui Dumnezeu toată omenirea, la fel jertfa lui Hristos este capabilă să ofere iertare pentru orice om. Iată ce spune tot același apostol. Apostolul Pavel a fost un om îndrăgostit de jertfa lui Hristos. Știți ce spunea el la un moment dat în Galateni? Cât despre mine, departe gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Hristos, prin care eu sunt răstignit față de lume și lumea este răstignită față de mine. Adică zice apostolul, știți cât despre mine, eu sunt obsedat de cruce. Câți dintre noi când ne întâlnim cu oamenii, le spunem, ce mai faci? Oh, mi-am cumpărat mașină nouă, mi-am făcut casă, mi-am schimbat serviciu, am găsit un nou serviciu, lucrez mai puțin, câștig mai mult. Câți dintre noi mai avem ca singur și cea mai mare pricină de laudă cu care să ne lăudăm cu oamenii? Crucea. E ce, Pavel, eu sunt îndrăgostit de această cruce. Nu o să mă găsiți că mă laud cu ceva. Singurul lucru cu care mă laud, departe de mine gândul să mă laud cu altceva, decât cu crucea. De ce? Uitați ce spune apostolul în Coloseni. Coloseni, capitolul 2.
pe voi care erați morți în greșelile voastre și în firea voastră pământească netăiată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El după ce ne-a iertat toate greșelile. Asta a făcut jertfa lui Hristos. Ne-a iertat toate greșelile. Noi îl iubim pe El fără să-L vedem, precum femeia aceea din Luca, care a mers și a spălat picioarele Domnului cu lacrimile ei și le-a șters cu părul capului. Și Simon o judeca și zicea, Domnul nu e un profet, dacă ar fi profet ar ști că femeia asta e o păcătoasă. Și Domnul dă o pildă atunci lui Simon, acel fariseu, îngânfat. Și spune, Simone, un cămătar avea doi datornici. Unul era dator cu 50 de lei, altul cu 500 de lei. Pentru că nu aveau cu ce să ierte, i-a iertat pe amândoi. Nu aveau cu ce să plătească, i-a iertat pe amândoi. Care dintre cei doi îl vor fi iubit mai mult pe cămătar? Întreabă Domnul. Și Simon zice, socotesc că cel căruia i s-a iertat mai mult. Zice Domnul, vezi acum, înțelegi de ce femeia asta îmi spală picioarele cu lacrimile ei în timp ce tu nici măcar un lighean de apă nu mi-ai adus să-mi spăl picioarele. Vezi de ce i-am sărută picioarele, iar tu nici măcar sărutare nu mi-ai dat când am venit? Pentru că ei i-am iertat mult. Și cui se iartă mult, iubește mult. Vedeți, dragi oameni care ați venit la adunare și care ne ascultați în această seară, de ce iubim pe Dumnezeu? Ne-a iertat toate greșelile noastre. A șters totul. Dumnezeu este capabil, măcar că este capabil de cea mai mare memorie din universul acesta. Nimeni nu poate ține minte ca Dumnezeu. Dumnezeu este capabil și să uite mai mult decât toți. Deci a Domnul că unul dintre clauzele legământului pe care îl va face cu moștenitorii și beneficiarii jertfei lui Hristos va fi că le voi ierta nelegiuirile și nu îmi voi mai aduce aminte de ele. Când Dumnezeu zice se șterge, alea se șterg. Niciodată Dumnezeu nu îmi va aduce aminte de păcatele pe care mi le-a iertat. Este capabil să mi le ierte și să le uite. Slăvi să fie numele Domnului. Iată de ce se cuvine la toate întâlnirile noastre să cântăm jertfa Domnului, să provodim jertfa Domnului, pentru că am fost iertați de toate. Și ce har este să fie eliberat psihic, sufletește de povara păcatului. Omul nu poate trăi cu vinovăția asta. Știți că una dintre problemele viacului nostru sunt problemele mentale. Nu cancerul și diabetul sunt primele boli ale secolului 21, ci depresia, probleme psihice. Astea vin din cauza faptului că omul nu trăiește libertatea aceasta primită de jertfa lui Hristos. Dacă ne învinovățim unul pe altul, știți că omul nu poate trăi cu vinovăție. De aceea se spune, de exemplu, în proverbe că cine pomenește des o greșeală, dezbină pe prieteni. Dar cine caută dragostea, acoperă greșelile. De ce există probleme în familii? De ce nu se înțeleg membrii ei? Pentru că ne prea învinovățim unii pe alții. Mi-aduc aminte de o întâmplare pe care am auzit-o recent și care m-a marcat, chiar dacă este hazlie, adevărul este foarte frumos care se desprinde de întâmplarea asta. Se spune că era o familie de doi tineri căsătoriți care se tot certau. Dar au sesizat că peste gard, dincolo, în curtea cealaltă, locuia o altă familie, tot tânără, dar nu se certau deloc. Și după câteva vreme în care ăștia s-au săturat ei de atâta ceartă cât era în familia lor, soția a zis către soț, măi, n-ai vrea să vezi care e secretul pentru care cei de dincolo de gard nu se ceartă deloc. Și bărbatul a mers la gard și tot a urmărit familia, a spionat să vadă ce se întâmplă în casa cealaltă. După câteva zile, evident, a sesizat un moment în care soțul grăbit a dat peste vaza cu flori care se afla pe masă și a răsturnat-o, a căzut, s-a făcut țândări. Repede grăbit să adune tot, își cere scuze de la soție că i-a făcut această neplăcere
Soția la rândul ei cere scuze de la el, zice, dragă, iartă-mă, eu sunt de vină că am pus o vaza prea aproape de margine. Și s-au împăcat, au făcut curat împreună, nici un scandal. Se întoarce soțul acasă și soția zice, nu, ai aflat ceva? Ce da. Spune-mi, care e secretul? Deci este o mare diferență între noi și ei. În casa respectivă sunt doi oameni care greșesc și care amândoi sunt vinovați. La noi în casă sunt doi oameni care greșesc, dar amândoi au dreptate. Totdeauna punem vina pe celălalt. Hristos ne învață. El a venit și a luat vinovăția noastră asupra Lui și a murit ca un vinovat, măcar că era nevinovat, ca prin vinovăția Lui, prin această jertfă a Lui, să fim iertați noi. Binecuvântat să fie numele Domnului, pentru că, rețineți, am fost eliberați, am fost sloboziți. Folosesc acest cuvânt, o să vedeți, pentru că am o intenție cu care folosesc cuvântul acesta biblic. Am fost slobozi. Suntem slobozi, am fost sloboziți prin jertfa lui Iisus Hristos. Al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc, pe care a realizat Domnul Iisus Hristos prin jertfa lui, îl citesc în Epistola Apostolului Pavel către evrei, în capitolul 10, versetul 19. Astfel, dar fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus avem o intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, prin predeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu apă curată. Ce a făcut Domnul prin jertfa Lui? Ce? Ne-a deschis o intrare liberă la Dumnezeu. Am căpătat harul, și acum voi folosi un alt cuvânt biblic, am căpătat harul să fim ascultați. Ce șansă aveam noi să fim băgați în seamă de Dumnezeu? Păi gândiți-vă, dragii mei, că nu avem voie să intrăm nici măcar la un primar fără audiență, fără o programare. Cu atât mai mult la un președinte de stat, care e pentru 4 ani de zile acolo și s-au scurs președinți de care n-am auzit. Nici măcar în România sunt unii care nu ne știu, nu știu președinții care s-au perindat pe la Cotroceni în cei 30 de ani de libertate. Dar la Dumnezeu să ai drept să intri. Păi credeți că are cineva? Deci Biblia că nimeni nu avea voie să intre. În Sfânta Sfintelor avea voie să intre numai mare preot o dată pe an. Dar acum zice prin jertfa lui Hristos că asta s-a întâmplat în ziua învierii, în ziua morții Domnului Iisus Hristos, s-a rupt perdeaua care despărțea locul sfânt de locul preasfânt, locul unde locuia Dumnezeu, ca să simbolizeze, să arate că de acum s-a deschis drumul spre Dumnezeu. Avem intrare la Dumnezeu. Avem dreptul să-i spunem lui Dumnezeu Tată, să ne închinăm și ori de unde îl chemăm, Dumnezeu să ne asculte. Spuneam psalmul 8, psalmistul David, zice, când privesc cerul, luna și stele pe care le-ai făcut tu, când te uiți la univers, universul este gigantic. Unor mă întreb și eu, Doamne, de ce l-ai făcut atât de mare? Este incapabil creierul nostru să realizeze dimensiunile universului. Nu putem realiza. Vă dați seama că distanța la Pământ, la Lună, care pentru noi, dacă ar fi să o străbatem pe jos, ar fi imensă. N-am putea să o facem niciunul dintre noi. Distanța asta este mai subțire, mai mică decât grosimea unui fir de păr față de dimensiunile cosmosului. Oamenii, ca să poată măsura, le trebuie unități de măsură. Întotdeauna când vrem să măsurăm ceva, ne trebuie, de exemplu, vrem să măsurăm lățimea acestui avion, ne trebuie o ruletă cu care să măsurăm în centimetri lungimea lui, sau distanța de aici până la ușă, măsurăm în metri. Oamenii au zis, bun, dar cum măsurăm distanța în univers? Și au ales ca lungime, ca unitate de măsură, anul lumină, da? Adică distanța parcursă de lumină într-un an. E incapabil creierul să reacționeze. Eu sunt matematician, dar nu pot să imaginez ce înseamnă un an lumină. Pentru că viteza luminii este de 300.000 de kilometri pe secundă, cu aproximație, da? Aproape. Ceva mai puțin, 299.996.000 de kilometri, da? O viteză de 300.000 de kilometri într-o secundă.
Adică cât ai numărat de la 1 la 2, lumina face înconjoară pământul de câteva ori. Cei care ați ieșit un pic și ați călătorit distanțe mai mari, vă dați seama ce înseamnă să călătorești, de exemplu, de aici până în Germania sau până în Spania, sau cei care ați călătorit cu avionul până în America și v-au luat ore în șir de plictiseală, vă dați seama că lumina, într-o secundă, ar făcut drumul ăsta dus întors de nu știu câte zeci de ori? Într-o secundă. Dar vă gândiți cât ar parcurge într-o zi lumina? Dar într-o săptămână, dar într-un an, e inimaginabil. Cosmosul acesta este inimaginabil de mare. Și peste tot universul acesta stăpân e Dumnezeu. Toate ascultă de cuvântul lui. Zice Biblia că toate stelele Dumnezeu le-a dat nume. Oamenii nu mai au nume pentru stele, le-au dat cifre, coduri. Nu mai avem nume la câte miliarde și miliarde de stele sunt. Dumnezeu le cheamă pe nume. Toate ascultă de glasul lui, toate răspund la poruncele lui Dumnezeu. Și zice psalmistul, când privesc eu, ei nu știau de dimensiunile astea, oricum își dădeau seama că sunt mari. Dar când privesc cosmosul, îmi zic, ce om? Ca să iei seama la el. Și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Dragii mei, ascultați-mă, datorită jefei lui Iisus Hristos, am căpătat dreptul să ne adresăm lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne bage în seamă. Vă dați seama, dacă avem acces la acest Dumnezeu atât de puternic, creatorul acestui univers, să-i spui, spune Tată și să-i spui, Doamne, uite, mă doare asta, am necazul ăsta. Ba zice în Scriptură că înainte să mă cheme, le voi răspunde. Înainte să mă strige, le voi rezolva problemele. Avem harul, datorită lui Iisus Hristos, să fim ascultați. Și pe copii, atenție copii care sunteți în adunare în seara asta, Dumnezeu vă bagă în seamă, așa zice Psalmul 8. Noi, pentru cei care nu știți, ne-am așezat undeva pe colinile județului Arad, undeva la Brzava. Și una dintre problemele noastre acolo la Brzava este că nu avem apă. Vara mai ales seacă fântâna și nu dăm de apă. Am tot forat, am căutat. Și una dintre rugăciunile familiei noastre, Doamne, ajută-ne să găsim apă. Mai ales avem cel mai mic copilaș care, știți, copilașii au această credere. Dacă le spui, ei chiar cred. Și noi uneori uităm, dar copilul ăsta la fiecare rugăciune se ruga și zicea, Doamne, fă ca tati să găsească apă pe terenul nostru. Și vreau să spun că Dumnezeu l-a ascultat. Că avem un Dumnezeu care bagă în seamă pe copii. Avem în Scriptură un exemplu când o femeie a fost izgonită, e vorba de Agar, a fost izgonită împreună cu băiatul ei, cu Ismael, în pustiu. S-au rătăcit pe acolo și au rămas fără apă. Și zice Biblia că la un moment dat femeia aceasta epuizată a zis, nu vreau să văd cum moare copilul. L-a lăsat abandonat la umbra unui enupăr și și-a dus departe să nu vadă fața, să nu vadă moartea copilului. Când era acolo deoparte, zice Biblia că un înger s-a coborât din cer și a zis, Agar, roaba Sarei, de ce plângi? Du-te la copil, ține-l de mână. Pentru că, atenție, cum își motivează îngerul intervenția. Dumnezeu a auzit glasul copilului care plânge. Aleluia. Dumnezeu aude pe copii când plâng, aud strigătele noastre, aud rugăciunile noastre. Și asta este harul pe care l-a încăpătat prin Iisus Hristos. El a venit ca mijlocitor între noi și Dumnezeu și zicea Domnul Evanghelie, orice veți cere în numele meu de la Tatăl va fi dat. Avem harul să fim ascultați, zicea Iacov în epistola sa. Voi nu aveți pentru că nu cereți. Psalmul 2 spune, cerem și îți voi da. Avem un Dumnezeu capabil să ne dea pentru că am căpătat harul prin Iisus Hristos să fim ascultați. Zice Biblia, fraților, gândiți-vă la Iov, gândiți-vă la Ilie. Era un om ca și noi, supus același slăbiciune. Era foame și lui, somn și lui, obosea și el. Zice Biblia, când Ilie s-a rugat să nu ploaie, n-a plouat. 3 ani și 6 luni. Când Ilie s-a rugat, Dumnezeu a dat ploaie la cuvântul lui. Gândiți-vă la Avram. E ce Biblia că Dumnezeu îi spune la Avram, Avram, vreau să-și nimice, să șterg Sodoma și Gomora. Și Avram zice, Doamne, de acolo sunt rudenile mele, acolo e Lot. Doamne, o să nimicești cetatea, te rog, poate sunt 50 de oameni acolo. Avram, te ascult, dacă sunt 50 de oameni, nu nimice Sodoma și Gomora. Dar Doamne, dacă sunt numai 45, dacă sunt numai 40, dacă sunt numai 30, 20, dacă sunt numai 10 oameni. Și Domnul, te ascult, Avram. Dacă sunt 10 oameni acolo, nu o să nimice Sodoma și Gomora. Lot, când trebuie să plece din cetate,
Zice, n-ajung până la munți, până vine prăpădul, lasă-mă să fug în țoar. Și îngerul zice, bun, îți fac hatârul acesta. Nu o să nimicesc țoar, fuge acolo. A zis Domnul Evangheliei, rugați-vă ca ziua aceea să nu fie iarna sau într-o zi de sabat. Adică dacă ne rugăm noi, Dumnezeu schimbă calendarul lucrurilor, schimbă istoria. Vă dați seama ce har avem? Deciziile nu se iau nici la Moscova, nici la Bruxelles, nici la Washington. Deciziile se iau pe genunchi. Când noi ne rugăm, Dumnezeu ia decizii în cer, la rugăciunile sfinților. Și acele hotărâri rămân în picioare pe care le ia Dumnezeu. Dumnezeu răstoarnă pe cei mari. Cânta Ana în cântarea ei, 2:1 Samuel capitolul 2, zice, Domnul a îndepărtat pe cei puternici, cei bogați se închiriază pentru un pâine, i-a ridicat pe cei săraci, face peste iarpă să nească, iar cea care avea 7 copii se închiriază pentru pâine. Adică Dumnezeu este capabil să schimbe tot și într-adevăr El este împărat. Iar noi avem harul să fim ascultați. Asta a făcut Domnul. Iată ce spune în Evrei în capitolul 4, ultimul verset. Hai, citește la 15 ca să fie în context. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Așadar, dragii mei, când mă gândesc la Golgota și la jertfa lui Iisus Hristos, ar trebui și în seara aceasta să fiu plin de bucurie. N-aveam niciun drept să-i cer lui Dumnezeu ceva. Și dacă aș fi avut vreun drept, sau zic eu că aș fi avut vreun merit, că am făcut ceva, n-aș fi a fost ascultat. Dar atunci când mergem în numele lui Iisus Hristos, avem intrare slobotă, Dumnezeu ne primește. Acum, vă știți, eu sunt dascăl, da? Dacă merge un elev la direcțiune să ceară, eu știu ce, sau un cancelar să ceară catalogul, nu îl dă nimeni. Dar dacă spune, m-a trimis domnul profesor după catalog, imediat îl dă. Când vii în numele Domnului, dacă mergi în numele tău, n-ai niciun acces în ceruri. Dar când mergi în numele lui Iisus Hristos, jertfa lui Hristos, deschide orice poartă, Dumnezeu te ascultă. Slăvit să fie numele Domnului și mulțumim încă o dată pentru că prin jertfa Lui am căpătat harul să fim ascultați. Al treilea lucru pe care l-am amintesc în această seară, printre realizările jertfei lui Hristos, nu pot eu să le enumăr pe toate, cum vă spuneam. Jertfa Domnului e bogată în semnificație, în realizări, sunt realizări cosmice, zice Apostolul Pavel, că prin jertfa Domnului Dumnezeu, Domnul a unit din nou lucrurile din cer cu cele de pe pământ, făcând pace. Dar ce ceartă o fi fost în ceruri? Sau spune în Evrei, în capitolul 9, că dacă lucrurile de pe pământ trebuiau curățate cu jertfe, când a inaugurat Moise templu, a trebuit stropit sângele ca să curățe templu, zice, cu atât mai mult lucrurile din cer trebuiau curățite cu jertfe mai bune. Ce lucruri a curățat Domnul cu jertfe în ceruri? Nu știu, asta ne va descrie Domnul. În ceruri, dar zice Biblia că slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor. Sunt multe lucruri pe care Domnul le-a ascuns, nu le pricepem. Dar cele pe care le înțelegem și le pricepem din Evanghelie, vreau să le amintim în măsura în care se poate în această seară. Ce a realizat Domnul prin jertfa Lui? Citesc în Efeseni, în capitolul 1, versetul 7. În El avem răscumpărarea. Prin sângele Lui iertarea păcatelor după bogățiile harului Său pe care-L răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de precepere că a binevoit, să ne descopere taina voii sale după planul pe care-L alcătuise în sine însuși. Folosim acest termen, iar nu prea este folosit acum, a devenit arhaic, cuvântul răscumpărat sau revendicat, adică repus în vechea Lui poziție. A răscumpăra înseamnă a lua înapoi ceva ce a fost luat de altcineva. Biblia folosește acest cuvânt, noi, cum ziceam, nu mai folosim în limbajul popular, dar Domnul Iisus Hristos, prin jertfa Lui, ne-a răscumpărat, adică ne-a cumpărat înapoi. Suntem din nou în posesia Lui Dumnezeu. Zicea Apostolul, nu știți că voi ați fost cumpărați cu un preț? Cu ce preț? Zice în 1 Petru, capitolul 1,
versetul 18. Că știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniște de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Am fost luați de Dumnezeu, de Domnul Iisus Hristos și repuși înapoi în poziția pe care a inițiat-o Dumnezeu, pe care a avut-o Dumnezeu la început în intențiile Lui. Citeam în textul de bază de la care am pornit, în Tit 2, versetul 14. El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un orod care să fie a lui plin de râvnă pentru fapte bune. Adică, păcatul ne-a dus în robie. Dumnezeu a rupt cătușele acelea, ne-a iertat. Asta a fost primul punct despre care am vorbit. Că am fost eliberați. Și bine este să ne bucurăm de această libertate. Mi-aduc aminte că a fost dat decretul de eliberare a negrilor în America. Știți că negrii au fost sclavi multe, multe sute de ani. Erau considerați ca niște animale, erau vânduți, ca și obiectele, ca și sculele astăzi și mașinăriile, așa erau vânduți sclavii. Când a fost dat decretul de liberare a negrilor, mulți dintre stăpânii de sclavi aveau intenția ca să-i țină mai departe în sclavie. Și nimeni nu era interesat ca această veste să ajungă la oameni. În lipsa informării, bieții negri lucrau mai departe. Mi-aduc aminte că am auzit despre o femeie care după 20 de ani de la darea decretului a aflat că s-a dat acel decret. A părăsit atunci pe stăpânul său și a zis ea, își spunea în sine și a început să vorbească singură, săraca, de 20 de ani sunt liberă și o slujesc mai departe. Dragii mei, de 2000 de ani Iisus a plătit prețul păcatelor noastre. Dacă ești rob astăzi, ești că n-ai fost informat, că nu ți s-a spus. Asta este scopul bisericii, să provodească această eliberare, această libertate, să vestim moartea Domnului. Dar pe lângă faptul că Domnul ne-a eliberat, Domnul ne-a pus înapoi în poziția pe care a inițiat-o Dumnezeu. Nu numai că ne-a iertat de păcate și acum trăim mai departe fără sens, fără scop. Uite ce zice apostolul în Efeseni în capitolul 2, versetul 19. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Sau, spune în Galateni, în capitolul 4, îmi place foarte frumos cum se exprimă aici apostolul, citesc versetul, de la versetul 4. Dar când a venit vremea, împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Dumnezeu numai că ne-a eliberat, ne-a înfiat, ne-a trecut pe numele Său, ne-a făcut frații Domnului. De acum zice Biblia că lui nu este rușine să ne numească frați. El fiind cel întâi născut dintre mai mulți frați. Și că Dumnezeu prin Domnul are de gând să ducă pe mulți fii la slavă. Lui Dumnezeu, Dumnezeu avea un singur copil, dar El vrea să aibă mulți fii. Și de aia L-a trimis pe Domnul Iisus Hristos ca prin sângele Lui să-și cumpere înapoi. Că de aia L-a făcut pe Adam și pe Eva. De ce L-a făcut Domnul pe Adam și pe Eva? Este una dintre întrebările care frământă mintea gânditorilor creștini. Pentru simplu motiv că Dumnezeu n-a vrut să aibă un singur copil. A vrut să aibă mulți copii. Numai că copiii aceștia au devenit copiii diavolului, au devenit prizonierii diavolului. Domnul le-a rupt cătușele, dar numai că ne-a rupt cătușele, vrea să ne facă copiii Săi. De aceea a plătit prețul ca să devenim, să fim înfiați. Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul Fiului Său care strigă Ava, adică Tată. Așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Asta este harul pe care l-am căpătat prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Am intrat în drepturi de pline ca și Domnul. Eu, un nevrednic, un păcătos,
unul care n-am făcut nimic, să pot să împart moștenirea cu Iisus Hristos. Zicea Domnul în Apocalipsa, zice, pe cel ce va birui, îl voi pune să șadă împreună cu mine pe scaunul de domnie. Îi voi da stăpânire peste neamuri și le va cârmui. Va împărți moștenirea cu noi. Asta înseamnă să fii reabilitat, răscumpărat. Sau cum spune în Apocalipsa, la fel frumos, când îngerii cântau și lăudau pe miel, zice în versetul 10 din Apocalipsa 5, ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. Adică din niște oameni care n-aveam sens, care trăiam fără rost pe pământul acesta, Dumnezeu a făcut din noi preoți, a făcut împărați, ne-a făcut parte de o chemare cerească, zice Apostolul Pavel. Adică ne-a dat un sens, ne-a răscumpărat. Înainte eram fără nădejde, fără drept de cetățenie, fără scopuri, fără nădejde, dar acum suntem cetățeni împreună cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și în al patrulea rând, vă spuneam că sunt patru lucruri despre care vreau să vorbesc în seara aceasta. Pe lângă faptul că am fost iertați, sloboziți, folosind textul, cuvântul biblic, pe lângă faptul că am primit dreptul să fim ascultați, pe lângă faptul că am fost răscumpărați, în textul nostru ni se spunea de către apostol că de acum, datorită jertfei lui Hristos, versetul 13, trăim așteptând fericirea noastră nădejde și arătarea slavei Marului nostru Dumnezeu și Mântuitorul Iisus. Ce am primit prin jertfa Domnului? Am primit o mare așteptare. Dreptul să așteptăm ceva. Oamenii trăiesc cu așteptări. Când ești tânăr, aștept să te căsătorești. După ce te căsătorești, aștept să vină copii, aștept să ai un serviciu, să te angajezi, aștepți. La unul așteaptă pensia și după aia ce așteaptă? Așteaptă mormântul. Dumnezeu a trezit prin jertfa lui Hristos în noi o altă așteptare. Așteptarea veacului viitor. Dacă numai pentru viața de acum ne-am pus nădejdea în Hristos, zice apostolul, suntem cei mai norociți dintre toți oamenii. Prin jertfa lui Iisus Hristos, Dumnezeu a pus în mine dreptul să am o așteptare. Și această așteptare a schimbat cu totul sensul vieții mele. Uitați ce zice în Coloseni apostolul. Versetul, capitolul 1, versetul 3, 4, 5. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl, Domnul nostru Iisus Hristos, că ne rugăm neîncetat pentru voi și am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții. De ce? De ce iubim noi pe toți frații? De ce ne iubim între noi? De ce ne facem bine? La urmă, noi sunt oameni cu care ne cunoaștem pentru prima oară unor ne întâlnim. Mi-aduc aminte când m-am așezat la Bârzava, nu știam pe nimeni. Frați au venit, ne-au îmbrățișat cu dragoste, ne-au chemat la masă. De atunci avem o relație extraordinară cu ei. De unde? Atenție de ce. Dragostea pe care o aveți față de toți ființii din pricina nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Și despre care ați auzit înainte în cuvântul Evangheliei. Cu asta ne-a câștigat Dumnezeu. Ne-a pus înainte o nădejde care ne așteaptă în ceruri. Din pricina acestei nădejdi iubim pe toți frații, cu toți suntem frați, pentru că ne așteaptă pe toți aceeași nădejde. Sau zice în Evrei, în capitolul 10, despre unii din perioada respectivă cărora li s-au luat averile. Versetul 34, Evrei 34. În adevăr, ați avut milă de cei din temniță și ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, ca unii care știți că aveți în cerul o avuție mai bună care dăinuiește. Atenție, versetul 35. Să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire datorită jertfei lui Hristos. Ne așteaptă în ceruri o mare răsplătire. Ce a zis Apostolul Pavel? M-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, de acum mă așteaptă cununa pe care mi-o va da Domnul. Ca să ne fie mai ușor să reținem cele patru lucruri pe care le-a rezat jertfa lui Hristos, am să vă dau un ajutor.
în Galateni, în capitolul 4, de la versetul 22, apostolul spune că în vechime Dumnezeu a dat o pildă omenirii. Dumnezeu nu numai că a avut personaje în istoria biblică, personaje respective și viața lor au fost și un mod de a profeți a lui Dumnezeu. Uitați-vă ce zice apostolul. Este scris că Avram a avut doi fii. Unul din roabă și unul din femeie stropă. Da, Avram a avut două soții și aici e problema unor. De ce a avut Avram două soții? A fost un mod în care Dumnezeu a profețit ceva despre istoria omenirii. Una a fost Sara, soția liberă, și cealaltă a fost Agar, roaba lui Avram. Din fiecare a avut câte un copil. Din Agar, din roabă, l-a avut pe Ismael, care a fost, cum am zis mai devreme, fugărit. Și din Sara l-a avut pe Isaac, moștenitorul făgăduinței din care s-a născut poporul Israel, copilul lui Dumnezeu. Și apostolul spune că ăștia sunt copiii lui Dumnezeu. Dar, atenție, cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeie slobodă s-a născut prin făgăduință. Și acum versetul 24, zice, lucrurile astea trebuie luate în alt înțeles. Dumnezeu altceva a vrut să spună cu istoria asta. Cele două femei sunt două legăminte. Unul de pe muntele Sinai și naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia, și răspunde Ierusalimului, celălalt este Ierusalimul, de acum care este robie și împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Adică, Pavel zice cam așa, Agar este reprezentanta legământului de pe Sinai. Sara este reprezentanta noului legământ. Știți că în seara cinei Domnul a zis către uceniți, luați și beți, acesta este sângele legământului celui nou, care îl fac în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Cine este reprezentanta acestui legământ? Zice mai departe apostolul că este vorba despre Sara. Acum gândiți-vă la numele Sara și la cele patru inițiale. S-A-R-A. Slobozi, ascultați, răscumpărtați și dreptul să așteptăm viața viitoare. V-am dat acest ajutor ca să rețineți cele patru lucruri pe care le-a realizat jertfa lui Hristos. În numele Sara puteți rezuma tot ce am spus în seara aceasta. Prin noul legământ am fost eliberați, sloboziți, folosind cuvântul biblic, am căpătat dreptul să fim ascultați, am fost răscumpărați, adică repuși înapoi în drepturi de copii al lui Dumnezeu, de copii înfiați, dreptul la moștenire, și avem o mare nădejde că ne așteaptă o răsplătire viitoare. Domnul să ne ajute pe toți. Amin.